Numele Domnului Iisus și spre slava sa vom deschide împreună serviciul divin de botez cu inul 34, spre cel din slăvi înalța mea cântare. Iisuse, îți mulțumim pentru această zi de sabat, îți mulțumim pentru binecuvântările tale și că ne-ai însoțit până în ziua de astăzi.
Te rugăm în mod special să reverși Duhul Tău cel Sfânt în această ocazie. Te rog, condu cuvintele predicatorului de astăzi și mă rog în mod special pentru candidații de botez. Amin. Îți mulțumim pentru toate darurile tale, în numele lui Iisus. Amin. Amin. Bine ați venit la comunitatea Adventul. Suntem onorați să fiți alături de noi la această sărbătoare. Astăzi George și cu Flavius, cred că sunt gemeni, se vor naște din nou împreună. Și ne bucurăm că avem posibilitatea să le stăm alături. Simt alături de familiile lor, sunt aici cu rude, cu apropiați, ne bucurăm că ați venit și sunteți alături de sărbătoarea aceasta frumoasă. Cei care ați venit de departe, de aproape, de asemenea vă urăm bun venit și dorim să vă aducem în atenție că scopul întâlnirii noastre în termen de timp este ca să se finalizeze în jurul orei 12, când Liceul Adventist din București vor avea și ei de sărbătorit, cred că mai mulți candidați la botez. De asemenea, aduc în atenția bisericii noastre că bucuria se continuă și în după-amiaza aceasta, când la ora 6 vom avea un program al copiilor. Suntem invitați să participăm cu toții. Ei au pregătit piese muzicale, scenete, cuvinte frumoase pe care suntem doritori să le auzim. Bine ați venit! Ne bucurăm să fim alături și alături și de candidații de botez. Amin!
Acum noi vom prezenta cel puțin primul candidat, pe George. Dacă poți să te ridici un picuț, să te vedem. Eu pot să vă spun cum l-am cunoscut pe George. Ne întorceam de la o tabără de la Impact, pe lângă Târgu Mureș, acum câteva luni. Nu știam. Știam că stă în sat, știam câte ceva despre el, dar nu foarte multe. Totuși Dumnezeu a pregătit o ocazie superbă pentru a-l cunoaște. Și chiar îi mulțumesc pentru acest lucru. Am avut de parcurs un drum destul de lung. Am stat împreună cam 12 ore de acolo, de la tabără până la Cernica. Și ia ghiciți despre ce am vorbit tot timpul. Poate cineva să ghicească? Despre Dumnezeu și despre Biblie. Mie îmi place foarte mult să vorbesc despre Dumnezeu, dar n-am găsit pe nimeni cu care să vorbesc 12 ore despre Dumnezeu. Și fără să ne plictisim și cu același entuziasm. Deci chiar m-am bucurat foarte mult de acest lucru. Dar nu doar că am vorbit, am și deschis Biblia. Mi-amintesc că eram pe tren și erau oameni care se mai uitau așa curioși la noi. El nu a avut niciun pic de teamă, a deschis Biblia și am citit împreună. La un moment dat a dispărut, s-a dus să vorbească la telefon. Am zis, ok, bine. S-a întors foarte îngrijorat, a spus, am vorbit cu cineva de care are nevoie de rugăciune, hai să ne rugăm. M-am uitat la el, serios, aici în tren? Da, hai să ne rugăm, e ok. Și am simțit așa pur și simplu cum Dumnezeu era acolo cu noi. Și chiar dacă poate cei de lângă noi s-au uitat, poate un picuț, alții un picuț mai curioși, eu cred că a fost o mărturie. Și chiar mă bucur foarte mult când am aflat că vrea să se boteze și vrea să fie parte din comunitatea noastră, chiar m-am bucurat. Domnul să te binecuvinteze și să-ți mențină această căldură sufletească pentru El vie. Când l-am văzut eu de prima oară pe George și am început să vorbesc cu el, asta a fost în primul semestru, acum câteva luni, m-am gândit, în ce an este el student aici la teologie? George, cum a spus și Carina, este un om foarte special care când începi să vorbești cu el despre lucruri din cartea aceasta prețioasă, el vine cu impulsuri noi și priviri foarte bogate și interesante. George, mă bucur că ai luat această decizie să faci acest pas și de acum încolo să știi că drumul care te așteaptă o să fie unul frumos, care poate să fie și câteodată un pic ca un challenge. Vreau să-ți spun un verset, un psalm care mi-este mie foarte drag, e psalmul 91 și acolo, versetul 7. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Și asta sunt convins că, egal în ce situații vei trece și dacă o să mai meargă în sus, poate și mai mult în jos, Dumnezeu este acolo și te va păzi și dorește ca de fiecare dată tu să te ridici iarăși înapoi. Amin. Doi prieteni au scris la un moment dat o carte, iar unul dintre capitolele acesteia poartă titlul Miracolul Întâlnirilor. Gestul pe care îl face Flavius astăzi sugerează că în viața lui a avut loc cea mai sublimă întâlnire. Prietenul meu l-a întâlnit pe Iisus. De când m-am mutat în Cernica, Flavius a fost pentru mine ca un frate mai mare. Iar acum, voi încerca să-l descriu, din ipostaza aceasta de frate mai mic, vorbind despre lucrurile care îi plac, pentru că noi așa suntem ceea ce iubim. În primul rând, Flavius iubește echilibrul și îl caută. În grupul nostru de prieteni, el este cel care vorbește despre viața sănătoasă pe care noi trebuie să o ducem. Ne recomandă alimente de care avem nevoie, ne propune în fiecare zi, ne recomandă să facem mișcare, ne învață cum să ne ținem o postură, cum să avem o postură frumoasă a corpului nostru și încearcă să implementeze noi acest principiu frumos, de a duce o viață sănătoasă și frumoasă. Dacă l-ai întreba
pe el ce le lipsește generațiilor mai mici decât noi, cred că răspunde eleganța. Nu sunt singurul care a învățat de la el foarte multe lucruri în ceea ce privește eticheta și îmbrăcămintea. Pentru el, haina spune foarte multe despre om. Îi place să fie bine informat. Mă bucur să aud de la el noutățile din diferite domenii. Chiar ne amuzăm spunând că el este sursa mea de știri. Ultima dată, în loc de explicație, mi-a oferit o carte. Noile legi le învăț tot de la el, pentru că el este student la drept. Am apreciat la el simțul artistic. Opinia lui a făcut de multe ori diferența în anumite ipostaze, iar pasiunea pentru fotografie și editare și-a găsit împlinirea în excursiile în care a fost și despre care ne povestește cu drag. Flavius are un umor special, iar puține persoane știu să râdă la fel de sincer ca și el. Momentele de grup și ieșirile la Brașov sunt clipe în care simțim că trăim viața așa cum trebuia trăită, cu zâmbetul pe buze. Ca prieten, o să te facă mereu să zâmbești. E dispus să crească împreună cu tine și dacă poate, o să piardă o zi doar că să te ajute cu ceva. Acum ne bucurăm cu toții pentru decizia lui. El a văzut că viața de creștin este viața de care are nevoie, este viața pe care o caută. Adică o viață trăită în echilibru. Mai mult decât atât, viața de creștin îți oferă cel mai bun prieten. Flavius, am acum un verset pentru tine care să te însoțească de acum înainte. Se găsește în Mica 6:8. Este scris: ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptatea, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Încă de când eram mic, de când eram copil, îmi doream tare mult să am și eu un frate mai mic, să mă joc cu el. Și atunci când mama mea a rămas însărcinată și am aflat că are și gemeni, mi-am zis că asta e ocazia mea. Și atunci când am văzut că am două surori gemene și că Dumnezeu avea două posibilități și niciuna dintre ele n-a fost dorința mea, am fost un pic revoltat așa în naivitatea mea de copil. De atât că timpul a trecut și odată ce l-am întâlnit pe Flavius, mi-am dat seama cum e să ai un frate mai mic și mi-am dat seama că nu e nevoie neapărat de legături de sânge pentru a împărtăși sentimente, momente, pentru a fi alături unul de celălalt, pentru a pierde nopțile discutând și vorbind și glumind și așa mai departe. Lucruri pe care de altfel le faci împreună cu un frate mai mic. Mi-amintesc și acum că erau multe nopți în care stăteam în camera lui Flavius aici în Cernica și îl mai întrebam așa într-o doară: mă, Flavius, când te botezi și tu? Și îmi ziceam că nu e timpul. Și îl întrebam peste câteva săptămâni și ziceam că nu e timpul. Și uite că acum a venit timpul și mă bucur mult pentru lucrurile acesta. Chiar dacă nu am fost frați de sânge, totuși simțeam frățietatea ca fiind partea vieții noastre. Exista însă totuși un obstacol în lucrul acesta. Faptul că nu aveam niciun act care să dovedească legătura noastră. Nu aveam nicio manifestare fizică, niciun document care să arate lucrul acesta. Asta până astăzi, pentru că de astăzi încolo, eu și Flavius devenim cu adevărat frați și frați în Hristos. Avem același tată iubitor, același frate mai mare care ne iubește la fel de mult. Avem aceeași familie pe care mă bucur să o salut și să o văd în fața noastră aici, familie cu care vom fi martori împreună la această decizie minunată pe care fratele nostru al tuturor, viitorul nostru frate deja, o va lua. Știu că îți place mult casa ta de la Brașov, Flavius, dar vreau să spun că nu asta e moștenirea ta și moștenirea noastră, pentru că noi ca și frați, ca și copii, avem parte de o moștenire. Acum vreo 2000 de ani cineva vorbea despre o moștenire pe care o avem noi, ci nu vorbea despre niște case de pe pământul acesta, ci spunea în felul următor: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ca acolo unde e el să se reîntregească toată familia. Amin. Să-ți predăm azi inima.
Mă bucur. Mă bucur, fiule, de această hotărâre de a-L urma pe Domnul cu dragoste oricând. Mă bucur că ai ales cărarea spre sfințire și ai intrat cu Domnul în sfântul legământ. Și acum, te rog, primește cu multă îngăduință cuvântul gurii mele și sfatul părintesc, căci pe cărarea vieții e atâta trebuință să știi care-i secretul celor ce biruiesc. Tu știi că nu-i ușoară cărarea către culme când ai o cruce în spate și drumul e stâncos. Îți trebuie putere să mergi pe sale urme, Duh Sfânt și rugăciune și Harul lui Hristos. Secretul stă în ceasul cel sfânt al dimineții, când zilnic legământul acesta îl înnoiești. Când Domnului consacri vigoarea tinereții și din Scriptura Sfântă puteri și har primești. Primești-i la tot pasul se vor ridi pe cale. Spre amăgiri de șarte vei fi poate chemat. Dar tu îndreaptă-ți ochii spre jertfa crucii sale. Veșmântul alb de astăzi păstrează-l nepătat. Alumii strălucire cu vraja ei nesfântă, ispitele de șarte nu te vor birui. Căci tu, legat de Domnul, puternic ca o stâncă, vei crește prin credință în fiecare zi. Iar eu și tatăl tău te vom purta în iubire pe brațul rugăciunii spre tronul Harului, căci n-a fost și nu este o altă fericire decât trăind de apururi doar pentru slava Lui. Amin.
În asemenea momente, îmi aduc aminte de botezul meu. Și aș vrea să vă spun că în vara aceasta împlinesc 33 de ani de la botezul meu. Era pe vremea comunismului, când 22 de persoane se botezau, iar eu eram cel mai mic dintre toți. Nu știu să transmit tot ce a fost sau tot ce a însemnat pentru mine momentul acela, deși eram încă un copil, însă a fost pentru mine un moment destul de important. Îmi aduc aminte vag că atunci când m-am ridicat să cântăm cu biserica, deja corul bisericii sau tot ce se auzea în biserica aceea mare, parcă era un cor de îngeri. Și vreau să trăiesc în mintea mea cu această atmosferă a cerului, pentru că este important să cultivăm atmosfera cerului în umblarea noastră pe pământul acesta. Pentru botezul vostru de astăzi, aș vrea să vă spun că m-am gândit la ceva nou, în sensul că la nunți și la botezuri aș vrea să fie ceva legat de experiența celor care trec pe aici. Am ales trei versete foarte simple. Un verset îl găsim în Matei, capitolul 6, și două în capitolul 3. Mai întâi le citesc pe cele din capitolul 3. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 16 și versetul 17. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea, cerurile s-au deschis. Și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și Matei, capitolul 6, cu versetul 9. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Domnul Iisus iese din apa botezului, din apa Iordanului, se duce pe malul Iordanului, se pleacă în rugăciune pe genunchi, se roagă, iar în cartea Hristos Lumina Lumii sau Viața lui Iisus, Ellen White surprinde un element foarte interesant. Niciodată nu mai auziseră îngerii o rugăciune ca aceea. Era o rugăciune către tronul lui Dumnezeu, ca El, Dumnezeu cel mare și infinit, să primească umanitatea în persoană sa. Și în acea ocazie, deși îngerii erau atât de uimiți și și-ar fi dorit atât de mult să vină să răspundă la rugăciunea aceea din partea Tatălui, Tatăl alege să răspundă El personal. Și răspunsul pe care Tatăl îl oferă a străbătut mileniile și îl știm cu toții care mărturisim credința noastră în Mântuitorul acesta scump, Domnul Iisus Hristos. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Rugăciunea a fost ascultată și așa se face că puțin timp mai târziu, atunci când își începe lucrarea publică și când își prezintă platforma program a împărăției sale, așa cum este numită predica de pe Muntele Fericirilor, Magna Carta a creștinismului, Mântuitorul îi învață pe urmașii săi cum să se adreseze Marelui Dumnezeu, Creator al Cerului și al Pământului. Voi când vă rugați, să vă rugați așa: Tatăl nostru care ești în ceruri. Două expresii. Acesta este Fiul meu și Tatăl nostru care ești în ceruri. De fapt, două propoziții. Un tată
și un fiu, mai mulți fii și un tată. Istoria lumii noastre se deschide cu această imagine a familiei și a unui Dumnezeu creator care nu vrea să fie nimic altceva pentru cei creați decât un tată plin de dragoste, un tată plin de înțelegere, plin de interes pentru fiii săi de curând creați. Momentul căderii în păcat însă este momentul în care fiii săi își reneagă tatăl, dragostea părintească a Marelui Dumnezeu este disprețuită și din momentul acesta începe marea dramă a unui tată care începe să-și caute copiii. Marea dramă a celui care își caută copiii pentru a fi reintegrați, readuși în familia sa. Pentru ei, tatăl este un străin de care se ascund și fug. Pentru ei, tatăl este un judecător aspru care caută necurmat să-i pedepsească. De aceea, teama și rușinea iar și iar aveau să o experimenteze de-a lungul istoriei. Săptămâna aceasta, în România, într-o localitate din județul Mehedinți, doi copilași de 3 și de 5 ani au plecat de acasă. Părinții au fost îngroziți. Sute de oameni au plecat să-i caute. Polițiști, jandarmi, medici, asistenți medicali, oameni de bine, au plecat să caute pe copilașul de 3 și de 5 ani. Și a trecut o oră, și au trecut două, și au trecut 24 de ore. Și după mai bine de 24 de ore, copilașii au fost găsiți. M-am gândit mult la cum a fost inima acestor părinți în momentul în care și-au văzut copiii. Știți că sunt diferite reportaje, le puteți găsi pe internet, care exprimă momentul în care tatăl se întoarce de pe front sau copiii se întorc de pe front să întâlnesc cu părinții lor. Bucuria aceasta a reîntâlnirii și surprizele care se fac cu acea ocazie. M-am gândit foarte mult cum a fost momentul acesta în care mama și-a văzut cei doi copilași, în care tatăl s-a dus să se arunce, să ia în brațe pe ambii copii. Însă m-am gândit și mai mult de atât. Cum a fost oare în noaptea de dinaintea găsirilor? Crezi că a dormit puțin vreun pic tatăl sau mama? Cu 2000 de ani în urmă, scuzați-mă, cu 6000 de ani în urmă, cu aproximație, a început marea noapte în care Dumnezeu a pornit să-și caute fiii pierduți, rătăciți. Ce dramă! Anul 27 al erei creștine, ziua în care Iisus Hristos intră în apa Iordanului și se botează. Este ziua unică din istoria lumii noastre în care prin Fiul Său Tatăl și-a găsit ceilalți fii. Cea de-a doua persoană a Dumnezeirii prin botez și-a asumat pe deplin destinul omului. El este Fiul lui Dumnezeu, dar este și fratele meu și fratele tău. El este fratele nostru. Prin el, familia umană a fost regăsită și s-a reîntors în familia lui Dumnezeu. Acesta este momentul în urma căruia el avea să plece în lumea noastră pentru a învăța pe fiii oamenilor să-i spună din nou lui Dumnezeu, Tată.
Tatăl nostru care ești în ceruri. Și din momentul acela, aproape fiecare rugăciune care se înalță începe cu aceste cuvinte. Tatăl nostru care ești în ceruri. Dacă citim Vechiul Testament, multe rugăciuni încep cu Doamne Dumnezeule mare și înfricoșat. Dumnezeule cel atotputernic. Dar când Fiul Său a venit pe pământ, când fratele nostru mai mare a venit pe pământ și și-a asumat destinul omenesc, a venit și ne-a învățat că trebuie să ne întoarcem acasă, că trebuie să ne întoarcem în familia cerului și că trebuie să-L recunoaștem pe Tatăl Său ca Tatăl nostru. Așa cum știm, sunt patru întrebări existențiale fundamentale la care fiecare dintre noi trebuie să găsească un răspuns. Dacă nu am găsit răspunsul la cele patru întrebări, vreau să vă spun că avem o viață fără sens în lumea aceasta. Înseamnă că nu ne-am găsit Tatăl. Înseamnă că nu am avut curajul să-i spunem Tată, aceluia care ne este Tată. De unde vin? Unde mă duc? De ce sunt aici? Și mai presus de orice, cine sunt? Când spun Tatăl nostru, am găsit răspunsul la cele patru întrebări. Știu care este originea mea, știu care este scopul vieții mele, știu care este misiunea vieții mele și mai mult decât orice, știu care este identitatea mea. Nu suntem singuri. Nu suntem orfani. Ori de câte ori ne plângem de condiții, de situații, de persoane, de oameni în jurul nostru, înseamnă că uităm că nu suntem singuri în această luptă între bine și rău, că avem un Tată căruia îi pasă de noi, de fiecare în parte. Ori de câte ori ne plângem că suntem uitați de prietenii noștri sau suntem loviți de dușmanii noștri, uităm că suntem copiii aceluia care nu este rușine să ne numească copii ai Săi. Că suntem frații aceluia care a ales să meargă pentru noi până la capăt. Sunt cetățean al cerului. Sunt membru al familiei lui Dumnezeu. Ce chemare înaltă primiți astăzi. Să reintrați în marea familie a lui Dumnezeu. O familie care trece dincolo de granițele atmosferei noastre solare, de granițele galaxiei noastre. O familie a Universului. În virtutea botezului Domnului Iisus Hristos, botezul de astăzi își are semnificația Lui. După cum prin botez Domnul Iisus Hristos și-a asumat destinul omenesc spunând că va merge până la capăt, până la moarte, pentru mântuirea noastră. Băieți, astăzi prin botezul vostru, Flavius și George, declarați că veți merge până la capăt ca să-L vedeți cu ochii voștri pe Tatăl vostru și pe fratele vostru mai mare, Iisus Hristos. Amândoi, și Tatăl și Fiul, tânjesc după momentul acesta. Tatăl și Fiul tânjesc după voi ca să vă mărțișeze. Și Duhul Sfânt pune în voi, în inima voastră, această dorință de a vă întâlni cu Creatorul vostru, cu Părintele vostru veșnic. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Tuturor celor ce L-a primit, adică celor ce cred în numele Lui, L-a dat dreptul să se numească copii ai Lui Dumnezeu. Astăzi, prin botez, voi declarați că primiți pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn personal.
Astăzi, prin botez, voi declarați că recunoașteți pe Iisus Hristos ca frate al vostru mai mare. Că nu vă este rușine să-L recunoașteți ca frate al vostru și că vă lăsați toată povara a păcatelor voastre, toată povara voastră sufletească la piciorul crucii sale. Prin botez, declarați astăzi că-L recunoașteți pe Dumnezeu ca Tatăl vostru. Ce privilegiu, ce onoare să-L ai pe Iisus Hristos ca frate și pe Dumnezeu ca Tată. Dar și ce responsabilitate! Ori de câte ori spunem Tatăl nostru, spiritul nostru egoist trebuie să se topească. Nu doar eu sunt fiul său, ci și ceilalți sunt fiii lui Dumnezeu. Dragii mei, uitați-vă în sala aceasta. S-ar putea să vă fie rușine de anumite persoane sau să nu vă placă de ele, dar sunt frații și surorile voastre în Hristos. Priviți dincolo de zidurile acestei clădiri, la lumea care vă încojoară. Sunt frații și surorile voastre în Hristos. Lumea are nevoie de Spiritul lui Hristos în aceste zile speciale ale istoriei. Aveți datoria solemnă de a trata fiecare ființă umană cu respect și dragoste. Frații lui Hristos se poartă ca fratele lor mai mare. Fiii lui Dumnezeu se poartă precum este tatăl lor în modul în care se raportează la fiii săi. Am un prieten pe care l-am botezat cu 18 ani în urmă. Un student din Republica Moldova a făcut dreptul în Craiova și în ocazia aceea l-am întâlnit. Anii au trecut și de curând lucrează ca cetățean canadian de data aceasta, ca reprezentant al guvernului canadian în Ministerul Justiției. Cu două zile în urmă a rezolvat problema unui cetățean japonez. Și japonezul, mult mai în vârstă decât el, cu părul alb, pentru că a fost atât de bucuros, de mulțumit de modul în care i s-a rezolvat problema, i-a făcut câteva plecăciuni asiatice. Știți cum fac asiatici. Iar el spunea că am fost atât de încurcat, aproape că am uitat că este japonez, că în loc să-i spun cu plăcere, am făcut și eu același gest. M-am ridicat și am făcut același salut. Apoi zice, după ce omul a plecat, uimit fiind de modul plin de curtoazie, am căutat repede să vedem de unde această educație a japonezilor. Vă dau doar câteva lucruri pe care le-a postat. Lucruri care se întâmplă în Japonia. Din clasa 1 până în a 6-a se predă o materie. Se numește Drumul spre Bunul Simț, din care elevii învață comportamentul civilizat și manierele de bun simț. Al doilea lucru, nu rămâne niciun elev repetent din clasa 1 până în clasa 7-a, fiindcă scopul este educația și implantarea principiilor și nici de cum învățământul și stocarea informațiilor. Japonezii, cu toate că sunt considerați printre cei mai bogați oameni din lume, nu angajează femei de casă sau de dace pentru creșterea copiilor. Părinții sunt primii răspunzători de educația copiilor. Elevii japonezi zilnic, timp de 15 minute, fac curat în școlile lor împreună cu educatorii, învățătorii și profesorii. Lucru ce a determinat apariția unei generații modeste și atente la fenomenul curățenie și igienă. Profesorii iau masa cu 30 de minute înaintea elevilor ca să fie sigur că mâncarea este bună și nu este alterată, fiindcă elevul este considerat viitorul țării și trebuie protejat. Gunoierii în Japonia, gunoierul în Japonia este cunoscut sub numele de inginer sanitar și are un salariu de 5.000 până la $8.000.
Pentru a ocupa acest post, candidatul trebuie să treacă proba scrisă și orală. Este interzisă utilizarea mobilului în trenuri, restaurante și locuri publice, cu spații închise. Și mobilul trebuie setat pe modul bun simț, care le este foarte important la ei. Dacă te duci la un restaurant cu bufet suedez, vei vedea că fiecare pune în farfuria lui atât cât îi trebuie. Nu fac risipă, nici nu lasă restul de mâncare în farfurii. Media de întârziere la trenul pe an este de 7 secunde. Nu la un tren. Dacă niște japonezi au reușit prin cultura lor educațională să ajungă la aceste performanțe, oare cum ar trebui să fie frații lui Hristos sau fiii Tatălui Ceresc? Eu cred că voi veți fi manierați, veți fi respectoși, iar respectul vostru față de oameni va porni din adâncul inimii voastre. Pentru că vă veți întâlni zilnic cu fratele vostru mai mare, pentru că vă veți întâlni zilnic cu Tatăl vostru Ceresc și Spiritul lor va umple inimile voastre. Eu sper de asemenea ca frații și surorile voastre din sala aceasta să vă fie exemple și să vă ajute în lupta voastră, pentru că sunteți la început, și împreună să înțelegem ce înseamnă să fim o familie a lui Dumnezeu. Stimați frați, stimate surori, stimați oaspeți și stimați candidați pentru botez, George și Flavius, Flavius și George. Atât de mult îmi doresc că astăzi, din înălțimea cerurilor, cu glasul său care face să se audă în tot universul, să se audă din nou, aceștia sunt fiii mei, în care îmi găsesc toată plăcerea. Amin. În urma cuvântului lui Dumnezeu, urmează un moment special în care cei doi vor răspunde la 3 întrebări cuprinzătoare. Să arate în felul acesta dacă vor sau nu să intre în familia lui Dumnezeu, să-L aibă pe Iisus Hristos ca frate mai mare și pe Dumnezeu ca tatăl lor. Păi mi să vă ridicați în picioare și va trebui să răspundeți cu da sau nu la următoarele întrebări. Îl acceptați pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și domn personal și doriți să trăiți viața în cadrul unei relații mântuitoare cu El? Acceptați învățăturile Bibliei așa cum sunt exprimate în declarația punctelor fundamentale de doctrină ale Bisericii Adventiste în ziua 7-a și vă angajați prin Harul lui Dumnezeu să vă trăiți viața în armonie cu aceste învățături? Doriți să fiți botezați ca o exprimare publică a credinței voastre în Iisus Hristos ca mântuitor și domn personal? Să fiți acceptați ca membru al Bisericii Adventiste în ziua 7-a? Să susțineți Biserica în misiunea ei ca administrator credincioși prin influența voastră personală, prin zecimi, prin daruri, cât și prin o viață de slujire? Aceasta a fost declarația publică pe care eu o fac în fața dumneavoastră. Comitetul Bisericii vine în fața dumneavoastră cu propunerea aceasta ca să fie botezați, așa cum ne-a învățat Mântuitorul, și aceia care sunteți membri ai Bisericii din Cernica și sunteți de acord cu propunerea Comitetului, sunteți rugați să ridicați mâna. Vă mulțumesc frumos! Este cineva împotrivă? Botezul nu este doar un act ceremonial. Momentul acesta este momentul în care cei doi semnează pactul cu Dumnezeu. Este momentul în care Dumnezeu îi ia de mână și le spune: de acum încolo sunteți cetățeni ai mei. Este momentul în care Dumnezeu spune: vă recunosc ca fii ai mei. Iar fiul meu este fratele vostru. Voi face totul mai departe pentru a fi cu mine o veșnicie. Pentru
Momentul de consacrare. Aș vrea să invit pe fratele Daniel Olariu, care este prezbiterul, unul dintre prezbiterii bisericii, dar este prezbiterul cu binecuvântare al bisericii, să înalțe rugăciune de consacrare pentru cei doi. Vă invit să ne ridicăm. Tatăl nostru, îți mulțumim că astăzi este o ocazie specială. Este uimitor să observăm cum, prin Duhul Tău, Tu atragi oameni la Tine. Cum Flavius și George au putut simți chemarea Ta în inima lor, iar ei au răspuns chemării Tale de a Te cunoaște. Și în acest drum pe care l-au început cu Tine, îi doresc astăzi să intre în apa botezului, să încheie un legământ cu Tine, un legământ veșnic, prin care ei declară înaintea Universului și înaintea celor de față că sunt onorați să fie declarați copiii Tăi. Pentru noua identitate pe care Tu le-o dai astăzi, îți mulțumim că ei o îmbrățișează cu drag și vor să o afirme public înaintea tuturor. Părinte Sfânt, știm că Tu îi vei susține ori de câte ori atacurile celui rău sunt îndreptate asupra lor. Și prin studiul Bibliei, prin rugăciune, prin acea deschidere a inimilor lor la auzi glasul Tău, ei vor putea să stea ancorați la cuvânt și la cuvintele Tale. Vor putea să facă față oricăror circumstanțe care vor veni în viața lor. Te rog să lași binecuvântarea Ta peste ei și mă rog ca îmbrățișarea Ta să o simt astăzi. Și între noi, printre noi, să lași prezența Duhului Sfânt și bucuria că am asistat la nașterea lor din nou. În numele Domnului Hristos, primește acest așezământ de har, de bine și expresia mulțumirilor noastre că putem fi martori în această ocazie. Te-am rugat spre slava numelui Tău, Tatăl nostru, prin meritele Domnului Hristos, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Amin. Puteți să luăm loc. În timpul acesta vom asculta muzică instrumentală pe Andrei și pe Robert. Andrei la vioară și Robert la chitară. Apoi, dacă va fi timp, și un alt instrumental. Timp în care ne pregătim pentru botez. Thank you.
Stimate frate Flavius, pe baza mărturisirii credinței tale în Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn personal, ca pastor al Evangheliei te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Stimate frate George, pe baza mărturisirii credinței tale în Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn personal, ca pastor al Evangheliei te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Să se numească copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Momentul acesta este un moment important pentru cei doi, așa cum spuneam, dar este un moment în care fiecare dintre noi trebuie să se gândească, pe de o parte, la decizia pe care a luat-o atunci când s-a botezat, l-am onorat noi pe fratele nostru mai mare, l-am cinstit noi pe Tatăl nostru Ceresc, și de asemenea, fiecare dintre cei care nu s-au botezat încă să se gândească la marele privilegiu de a fi frați și surori cu Iisus Hristos și de a fi fii și fiice ale Marelui Dumnezeu al Cerului. Aș vrea să pun o singură întrebare. Este cineva în sală care la un botez următor ar vrea să înceapă viața ca membru în marea familia lui Dumnezeu? Dacă da, aș vrea să se ridice în picioare sau să se ridice mâna. Nu văd pe nimeni, nu văd nicio mână. Ca să văd mai bine, poate este vreun tânăr, o tânără, o persoană care nu este botezată încă, care se gândește serios ca pe viitor să facă parte din familia lui Dumnezeu. Dacă este așa, aș vrea să se ridice în picioare. Levi a ridicat mâna. Mă bucur mult de tot Levi. Și de acum, de când dorințele copiilor se manifestă bine dezvoltate, într-o zi vor transforma pe copii și pe tineri în urmași demnului lui Hristos. Fie ca deciziile care s-au luat astăzi să fie veșnice. Amin. Urmează primirea oficială în rândurile membrilor Bisericii Adventiste de ziua 7 a celor doi frați, fratele George State și fratele Flavius Tudor. Pentru momentul acesta vă invit să vă ridicați în picioare și dumneavoastră. Stimate frate George, îți întind mâna dreaptă din partea Bisericii Adventiste de ziua 7 și spun bine ai venit. Auzi aminte mereu de făgăduința specială a lui Dumnezeu că te iubește cu o iubire veșnică. Și prin harul pe care Dumnezeu ți l-a dat să slujești bisericii și oamenilor, astfel încât mulți să-L cunoască pe fratele lor mai mare și pe Tatăl lor Ceresc. Domnul să te binecuvânteze. Amin. Stimate frate Flavius, să-ți întind mâna dreaptă din partea Bisericii Adventiste de ziua 7 și spun bine ai venit. Dumnezeu te iubește cu iubire veșnică și îți păstrează bunătatea sa pentru tine. Ajută-i pe oameni să vadă în tine cum este fratele lor mai mare. De asemenea, ajută-i să vadă cum este Tatăl lor Ceresc, ca să îndrăgostească și ei de Dumnezeu. Domnul să fie mereu partea ta de biruință și în biserică și în afara bisericii să-L înalți pe El. Amin.
În numele Domnului Iisus, închidem serviciul divin de botez cu imnul 94, Iisus, ce mult m-a iubit. Vom intona strofa 1 și strofa 4. Rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim mult pentru faptul că te numești Părintele nostru. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, pentru dragostea Lui, pentru faptul că ne numește frații Lui. Îți mulțumim, Doamne, pentru acești noi frații noștri de astăzi, pentru Flavius, pentru George. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvintezi în decizia lor, să-i ajuți, Doamne, să te slujească din toată inima. Și pe acest drum pe care au pășit, să te aibă pe tine de mână și să te vadă la fiecare pas în viața lor. Ajută-ne și pe noi, cei care îi cunoaștem, să putem, Doamne, să-i sprijinim pe calea ta, în așa fel încât împreună să mergem în împărăția ta și să ne bucurăm de veșnicia pregătită de tine tuturor celor mântuiți. Facă-se voia ta cu viața noastră și te rugăm pentru toți cei care au participat aici, să își dorească să te urmeze tot mai mult de acum înainte. Ne rugăm aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin.